Știai că Târgoviște, vechea și mândra capitală a țării românești, are o grădină zoologică încă de la anul 1583? Petru Cercel, domnitorul care a fondat această grădină zoologică, era o celebritate a vremii sale. Vorbea 12 limbi străine, și despre el papa a spus că este cel mai înțelept om al vremii sale. Iar tu, copil al României de astăzi, dacă vrei să fii asemenea celor din vechime, alege să fii ca Petru Cercel. Înțelept, cultivat, elegant.